Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din No Man's Sky. Bine, oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, am călit așa puțin prin alte sisteme solare și nu prea ne-a plăcut și așa că ne-am întors la noi pe planeta noastră cu toane. Dar văd că avem acum ceva de explorat sub apă și nu știu dacă pot să intru cu nava sub apă. Asta e o chestie, nu știu dacă mă lasă. De parcanul pot să o parchez în apă, asta e clar. Deci cred că o să am nevoie de ceva de a ajunge aici, altfel nu cred. Asta era că dacă ducem cumva nava, putem să o lăsăm pe chestiile astea așa. Mă gândeam că poate putem să o lăsăm cumva pe aici, dar n-avem cum. Ok, cred că aș putea să o las undeva. Stai așa că mă derutează. Cred că aș putea să o las undeva pe aici totuși. Gen pe o platformă de asta așa și după aia dacă e măsui pe un alt teren și o chem. Cred că asta e o opțiune. Da, asta pare fi opțiune. Ok. Destul de ușor dacă e să o întreb pe mine. Acum problema cea mai mare ar fi să nu pornească iarăși o de asta de căldură. Target align. Oh. Am intrat forțat. Acum parcă n-ar trebui să mai avem probleme parcă cu mers pe sub apă. Yo, ce sunt aia? Prima oară când merg pe sub apă și văd creaturile alea. Aia sunt periculoase? Nu știu ce să zic. Ar putea să fie periculoase. Văd acolo ceva bază sau chestie sub apă. Bă, nu mă așteptam acum să fie și atât de multă viață sub apă. Ții minte că n-am jucat jocul inițial, nici n-avea, cred că creaturi de-abia le avea pe uscada să le mai aibă și sub apă, știi? Bă, dar sunt cam mulți pești. Eu ai o navă complet! Oare putem să o luăm? Arată destul de șmecher nava aia. N-am să mint. Ne pare puțin cam micuță. Arată șmecher, dar puțin cam micuț. Nu știu ce are comparativ cu ce avem noi deja. Da, să o luăm, să o vindem, mă gândesc. Și asta e opțiune, nu zic nu. Damage container. Luăm niște rusted metal. Plus niște chestii. Și aici putem să căutăm ceva. O, adâncimea e prea mare și s-ar putea să mă afecteze puțin la viață. Dar bă, că nu e neapărat asta o problemă acum. Așa, hai mă, că nu puteam să puțin. Tu mama lui. Asta cred că l-am verificat. Ok, aici trebuie să ne ducem de fapt să vedem. Ia zi-mă, domnule Beacon, care e problema? Most of the crew are dead, only those of us suited to suit it up. Au. Ok. Deci unii au supraviețuit totuși, dar marea majoritate dintre ei s-au dus la vale. Ok, ia Nautilonus plans. Oh, e un submarin! Ah. Ok, am nevoie de sare. Dude, ia cineva nava asta? Pot să o iau eu? Nu cred că vrea nimeni. Jesus! Clasa B. Mamă, are o tonă de chestii. Compresor. Mamă, are tonă de sloturi. Compare. Clasa B. Damage e jumate, dar restul sunt destul de mari. Hai să o luăm. Nava mea acum. Ok, și pot să o sui în ea? Oh, chiar te pot sui în ea. Wow, toată nava e sal. Tu cred că o să am de reparat la nava asta de plâng. Oh, doamne, chiar am de reparat la nava asta de plâng. Nu pot repara nimic acum, nu? Nope. Dar o tonă de chestii. Cred că dacă o reparăm și o facem un leac așa mai șmecher, ne-am scos. Ok, măcar căldura nu ne afectează sub apă. Cred. Au, din ea iese chestia. Eram foarte confuz. Unde Dumnezeu este chestia aia? Așa, este să vedem asta, dacă putem să interacționăm cu ea. Pare a fi un fel de capsulă. Au, e un fel de capsulă, gen, de acolo să faci bază sub apă. Ok. Deci, practic, am luat destule. Bă, nu zic că asta ce e cu ea? Distress beacon. Wait, what? Unde e? E navă? Nu se presupune să intru în distress beacon-ul ăsta. Dacă presupun că asta e treaba.
Construct the Nautilus. Oh, trebuie să construim asta, mă gândesc. Ah, ok. Asta e o problemă. Bără, tehnologia e... Oh, e aici! Oh, shit, chiar e o tehnologie aici. Cine ar fi crezut? Salvage data. Ok, unde mi-a lăsat nava? Yo, ce să le? Armored clam. Putea merge acolo să vedem ce e. Poate ceva mișto. Clorină. Ok, avem ceva material noi. Criopastă. Bă, sunt o tonă de material. Dude, asta arată așa de low poligonată încât mă sperie puțin. Oh, doar nu se încărca. Să mă sperease, am crezut că ceva s-a întâmplat cu jocul. Problema mea cea mai mare acum e că nu știu de mine nava. Oh shit, oxygen levels critical, cred că o să murim. Băi, unde e oxigenul? Ok. Semi-salvat, dar trebuie să mă duc înapoi. Aștia să... Aș fi putut să... Wow. Te fete că nu văd nimica. Luăm așa puțin să ne revenim. Dude, n-au să am cum să ajung la nava mea. Iar malul nu pare să fie pe aproape. Ok, unde e aia? Ah, e acolo. Ah, e. Extension. Oh, ce e aia? Ce sunt chestiile alea? Auci! Ok, Living Pearl. Oh. Oh, dă și sare. Sau ăsta dau sare. Așa dau tot felul de chestii. Luăm niște materiale de-astea în caz de orice. Da, cred că ne pune să folosim nava aia, dar n-am cum să folosesc nava aia. Deci, practic, trebuie să găsesc undeva să pot să-mi aduc nava, altfel n-am nicio șansă. Câte zile ne-ar da până la bază? 18 ore. Ah, putea să fac un video lejer de 18 ore până acolo, mă gândesc. Mă, dar o platformă să ajung și o să închem nava, nu cred că găsim, nu-i așa? Mi-a luat doar 7 ani să ajung la cel mai apropiat țărm. Dar a reușit. Așa că acum pot să închem nava și să plecăm de aici. Dar... Am mai luat niște chestii de pe drum, dacă e să o luăm așa. Bine, o să putem să vedem cu nava aia, poate reparăm și facem vreo schemă, dar... Am luat niște cristale dubioase și niște lucruri dubioase de pe drum. Trebuie destul de făinuți. Ok, acum cred că ne putem întoarce la bază, deci... Sau bine, putem ieși în spațiu să vedem de anomalie astăzi, de ce zice, poate avem ceva misiuni interesante la anomalie. Dacă nu, încercăm să ne upgradăm și să ne ducem mai bine, adică... Bine, oricum și așa voiam să mergem pe anomalie. Stai puțin că trebuie să ridic puțin webcam mai sus. Să mergem pe anomalie să vedem ceva upgrade-uri pentru bază. Ok, anomalie pare a fi în față. Da, știi ce? Cred că e mai simplu dacă o aducem aici noi pe ea. Summon Space Anomaly. Planetary Interference. Ok, cred că puțin mai încolo. Nu, puțin mai aici. Cred că aici e perfect. Am zis eu. Vezi, e atât de simplu să o aduci. Space Station. Uuuu! Stai că era să intru aiurea. Ok, anomalie, ia-mă la tine. Să ducem până așa și să vorbim cu Nada și Polo. Poate și ne dau ceva misiuni speciale pe care le putem face. Mă, că de data asta nu mai intră nimeni odată cu mine în treaba asta. Au, de fapt, intră toți acum, nu mai putează. Mă, ce nave mișto au ăștia, vere, vreau și eu să-mi iau de aia navă de aia șmecheroasă. Gen, cum are ăsta de aici, stai așa, uite, văd eu aici. Asta, vreau și eu o navă de asta extraterestră, rude tot. Asta arată foarte mișto, sunt curios cât de greu faci jos de așa ceva. Cred că trebuie să aștept să găsești până să o cumperi de la unul sau ceva. Cred că și asta e o treabă. Ok, hai să vedem pe prietenul nostru de la Base Research, de poate el ne dă niște chestii interesante. Plus, aș vrea să mă uit de niște upgrade-uri sănătoase pentru Exosuit. Deci Nada și Polo ne pot da niște misiuni. Unde e Nada și Polo? Cred că pe aici era. Uite, ăsta e Nada, parcă și Polo e alălalt. Ok, Nada, ai ceva misiuni pentru noi? 16. Transit Milestone Data. Am dat niște chestii și ne dă naniți. Oh, superb, am luat totuși și naniți. Yo, Polo.
Pentru Polo parcă se dea altceva. Ask for Atlas Station coordinates, ask for Black Hole coordinates. Yo, vreau o gaură neagră. Ok. Și avem o gaură neagră pe aproape. And sign up for mission at the Nexus. Oare trebuie să vorbim de fapt cu calculatorul central pentru închiderea asta? Nu știu sigur. Ok, deci nu vreau... Bine, aș putea să fac o cameră de asta cilindrică, nu zic nu. Storage container nu sună rău. Large, large wedge, nu știu, alloy roof, alloy wall, flat stone roof, stone wall. Astea sunt toate alea de lemn ce le avem acum, ce e asta? Asta e ceva acoperiș. Astea sunt toate ce le avem noi acum. Uitam dacă avem ceva module, agriculture. O, putem crește chestii aici, asta nu sună rău. Industrial, uite astea industriale mă interesează mai mult pe mine. Wall switch, power management device, switch to toggle the flow. Electrical coating. Asta e extractoare în arfirele, iluminare. Mă, o lanternă cred că o să iau, nu știu câte salvage am, 7, dă-mi o lanternă de asta. Ok, decorative. Postere, decal, aquatic construction. Și astea sunt doar așa, module. Yo, hai să facem asta pentru mașină. Azi o mașină. Și ok, avem submarinul, avem astea. Mai am 2 salvage data. Technology modules, astea mă interesează. Signal booster. Oxygen harvester, da te rog. Aia zic. Ok, uite, autonomous mining unit, atmosphere harvester. Ok, asta par niște chestii, par niște lucruri, ok. Ok, sunt unele de chestii de aici la tehnologii pe care trebuie să le luăm. Mai luăm ceva de aici, signal booster, ce mai avem bani? Hai să luăm și mining kit-ul ăsta, poate prindem ceva. Nu știu dacă pot să construiesc toate chestiile de acolo, dar vedem. Parcă și tehnologiile de Exosul, tot astea tot la fel costă salvage data sau se cumpără cu naniți? O să-s cu naniți. Cu frigul nu avem treabă cu oxigen ăsta așa. Able to swim underwater extended periods, nu prea mă interesează asta așa tare. Oxygen rerouter, ăsta ar fi bun pentru life support. Jetpack tanks, adrenaline pump, transmistor, să mă ucem pe aici. Și de-aia avem ăsta. Ăsta e de jetpack, ăsta e de hazard și ăsta e de hazmat. Nu știu, îți creează ăsta așa. Trebuie translation device. Oh! Asta-mi trebuie ca să învățăm să vorbim cu extraterestri mai ușor. Să luăm și pe ăsta pentru life support. Să luăm și shield-ul. Și nu știu ce probleme mai avem noi. Radioactiv, ăstea, focăle. Ok, mai lăsăm și pentru altceva. Ezi la mining kit ce avem. Ăsta e Starship. Ezi pentru Starship, poate avem ceva drăguț. De bani ăștia de mai avem. Deci avem hyperdrive, hyperdrive B, hyperdrive A. Cadmium. Trebuie să facem un hyperdrive mai bun. N-avem altceva pentru warp drive, nu-i așa? Nu, no, n-avem nimic ca idmium. Hai luăm ăsta, zic eu. Nice! Ok, niște upgrade-uri sunt faine. Mai avem ceva pentru... Astea sunt ce? Astea sunt pentru mașini. Asta e ceva laborator pentru ceva chestii. Ce se face asta? Oh, vezi niște chestii noi. Bă, era bune să le luăm și pe astea, uite, nu m-am gândit. Bine, asta m-a interesat mai mult. Asta o să fie, de fapt, ce-mi trebuie mie mai încolo. Crash. Asta de aici pentru multitool. Nu cred că am bani, da, n-am bani de nimica. Dar o să ne uităm și la asta de aici, că și aici sunt niște chestii destul de importante. Bun. Mă, eu cred că am de toate. Nu știu cu ce Nexus zicea să vorbim, să ne dea misiunea. Acum poate e o altă treabă ce-mi scapă mie. Nu, văd că n-ai ce să discuți pe aici. Nu pot interacționa cu nimic altceva. Așa că înseamnă că pot să-mi văd de altă misiune. Ok, hai să vedem de altă misiune. Deci asta e o leacă degeaba. Exploration guide, asta e altă treabă. Base computer archives, available, automatic așa. Ok, hai să facem asta cu base computer. Your base computer is in another system. Out. Da, am unul aici, nu se pune. The Atlas Pass. Past. Reach the black hole. Continue to search for Artemis. Alone amidst the stars. Oh, asta vrea să o facem ca să o găsim pe asta. Și hai să ducem un alt sistem. Chestia asta, ok.
Hai să mergem și în alt sistem, nu zic nu. Suntem acolo sau aici? Azi misiunea, stai puțin, o să dă ceva. Yo. Domnule Nexus. Oh, uite aici ați dă ceva, niște misiuni. Quicksilver și Warp Hypercore. Rescue Stranded Lifeform. Sună bine. Cred că putem să o facem, nu-i așa? Start mission. Yes. Oh! O să cooperez cu alții. Ok, am luat misiunea, acum ce trebuie să fac? Trebuie să mă duc undeva anume? Sau trebuie să citesc acolo, all distress call. Crew may be warped to the mission's location. Return to your ship and leave the space anomaly. Gata, tata, am ieșit. Ia să vedem, m-am făcut curios. Asta sunt alt tip de misiuni, zici că mă joc un MMORPG aici. Fără mișto. Wait, nu mă teleportează undeva departe, nu? Sau? Cum ar fi? Asta e planeta mea. Aia nu e planeta mea. Asta nu e sistemul solar unde mă aflam eu. Standard life form, reach the target planet. Care? Oh, nu e asta. Suntem în sistemul solar al cuiva, cred. Sunt foarte multe baze pe aici. Gen, foarte multe. The fortress. Dude, sunt enorm de multe baze pe aici, what the fuck. Să zicem ce vrea ăsta să facem aici, sunt curios. Noi unu, am ajuns. Adică pare a fi o de-asta drăguță. Double Dash Gaming se numește planeta. Fi vreun YouTuber? Sau ceva streamer, cine știe? O, mică, nu intru direct în pământ. Sunt atât de multe chestii pe aici, fără mișto. Ok, stai că intrăm foarte grav în ceva. Auci, am lovit ceva. Dar unde-i mă neamul ăsta? Approximate location. E în pământ? E creatura asta în pământ sau ceva? Aoleu, 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 what the fuck, alo? Mamă, m-a dat peste cap, serios, nu pot să dau cu spatele. Derutează nava, derutează, oh, ok, las-o jos. Să-i fac eu ceva de lansare. Enormous nuclear planet. Oh, grozav. Ok, unde e creatura aia de care îmi spuneai? Niște baze pe aici, nu văd creatura. Au! Oh. Acolo trebuie să merg. Doamne, câta radiația. O să am nevoie de ăsta. Întrebarea mai bună, mai am loc de așa ceva? Ok, am de hidrogen destul, dar nu mai am locuri de toate astea. Ok, hai să aruncăm chestii pe care nu cred că le vom folosi prea curând. Fragmentul ăsta poate să ducă în măsa. Ok, mai am loc de, mai am nevoie de încă una, firer. Silicatul. Deci eu vreau să fac launching. Oh, îmi trebuie de hidrogen. Ah, nu trebuie geleu, firer. Ok, deci îmi trebuie... Trebuie plate-ul și nu mai știu ce. Oh, God. Pentru protecție îmi trebuia sodiu, pardon, doamne, fițar natriu de rău să-ți fie. Mereu am probleme cu treaba asta, văd NA și primul lucru pe care îl zic e natriu. Cred că toată lumea când a învățat de... Of, ești pe bune? Cred că toată lumea a învățat de asta tot la fel a pățit. Nu știu ce am vaga senzație, ceva ce se întâmplă des. De, eu iau ferit dust. Nu iau sodiu. Sodium? Nu prea... Ok, santinele, nu mă lovi. Unde-i sodiumul ăla? Holy shit, sodium. Oh, Doamne. Sodium rich plant. Mula ea. Yeah.
Bro, care-i planta? Mulțumesc! Oh. Doamne sfinte! Ok, tot în față. Să alea ca o aventură foarte extremă. Suntem foarte aproape de a ce bipă în halul ăsta. Au sodium. Mai dă. Am lăsat mesaj că hazard the protection low. Oh, slavă cerilor. Că ori planeta asta, ori cealaltă, tot acolo. Văd chestii zburătoare super dubioase. Stranded life form located. Unde? Ah, acolo. Mă întreb cum îi ajutăm pe ăștia. Oliver the first has entered the system. Yo, ce tare e când te întâlnești cu ăștia. Și care e problema ta, boss? Yo. Păcate, nu cred că pot să-mi aduc nava aici. Yo. Navigation computer. Deci să reparăm navigation computerul. Search for buried technology, activate sweep. Wait, deci să caut buried technology. Ok, asta văd că e aici. Cred că pe acolo e ceva. No free slots in suit inventory. Ok, azi de mai aici. Nu mă interesează. Wait, what the fuck? Ok, ok, am înțeles. Ok, proiecte? Nu folosesc proiectile, dă-le măsa. Asta mai scoate în bani pe el. Oh, de fapt scoate 1000 de bea. Rare item found. Corrupted Sentinel. Oh, Jesus. N-am armă. Și acum o să mă descurc cu ce am. Bro, serios? Holy shit. Yo, dude. Nu știu cum să zic, dar... Ok, Sentinel-ul ăla nu pot ajuta. Ok, hai văd că se distrează acolo. Analyze. Asta e misiune grea dacă mă întreb pe mine. Terminal not located. Mai repede că mică să vină Sentinel pe mine să mă spargă. Search for better technology with a working navigator. Ok, aia. Da, mă, da, radiation protection. Dai că rezolvăm acum. Ok. Alea sunt destul de periculoase dacă mă întreb pe mine. Dar cred că toată lumea are misiune aici. Bă, da, serios, stai așa un pic. Ok, asta e mai aproape. Nu pot să cred. Am mai băgat încă un set de ăstea și în sfârșit mi-a găsit prostia aia de locație unde trebuie să ajungem. Deci nu pot să cred. Bine, acum nici nu știu unde e locația. Original Destination. Original Destination, a unde e? Sorb? Aia e nava mea acolo, care nu cred că pot să o chem. Dar nu văd unde ar putea să fie... Oh, shit. Nu să facem altă navă? Cred că pot să o aduc pe asta. Da, o luăm pe asta ca și înlocuitor. N-am chiar să mă întorc până la cealaltă. Oh, leu, asta funcționează? Oh, doamne! Cam iese fum din ea. A funcționează. Wait. Oh, doamne. Oh, doamne. Nava asta e într-o stare mai groaznică decât credeam. Oh, nu. Aș face măcar thrusterle, dacă e să o luăm așa. Aș face măcar thrusterle. De practic am nevoie doar să zboare.
Până mergem la cealaltă și e mai simplu. Ok, acum cred că pot să fac asta, nu? Da, super. Tu, dar am uitat că trebuie să repar navele. Navele mele sal. Ok, boom, boom. Ok, acum merge. Oh, asta pot să fac. Măcar atâta cred că am nevoie, nu? Ok, super, funcționează. Ok, unde e chestia asta de am nevoie? Ok, în partea aialaltă. Săraca navă suferă de toate problemele posibile. Nu zic că trebuie să merg în spațiu după ea. Oh my god, e off planet. Oh my god, e off planet. Hyperdrive-ul meu nu funcționează. Am nevoie de microprocesoare și de chromatic metal. Oh nu. Ok, ne-a lăsat cealaltă navă. Unde a lăsat cealaltă navă? Aia ce e acolo? Unknown building. Oh, stai așa. O să sumonez pe cealaltă navă, cu toate că n-am trust. Deși îmi place asta. N-am să mint. Low key, chestia asta arată nice. Botul ăsta lunguiește și toate arată destul de fain. Cred că pe aici am lăsat-o. Am stat de departe, nici măcar nu mai știu de mi-a lăsat pe navă. Ok. Pot să o chem pe cealaltă navă. Thrusters not charged. Dude, dar vreau să-mi o găsesc. Unde e cealaltă navă? Save data aici. E că nu de alta, dar măcar să știu să mă duc pe ea. Ce e acolo? Oh, ăla e un player. Ok. Stai așa să mă duc puțin mai în aer să văd un alta. Dar nu mai știu unde am lăsat-o. Putea să fim făcut un reper sau ceva. Dar chiar nu-mi dau seama unde am lăsat-o. Uai, aici e aia stricată, nu-i așa? Ok, deci dacă aia e stricată e aici. A mea ar trebui să fie undeva aici. Nava ar trebui să fie undeva pe aproape. Ieto. Sărăcie mică. Ok, tu poți stai aici. Uiii! Dude. Cât de ușor poți să-ți pierzi nava, mă jur. E atât de simplu să-ți pierzi nava. Ok. Bam. Bam. Panavetă. Pleacă odată, doamne, ia ceva să plece. Trebuie să upgradez thrust engine-urile. Alea sunt cele mai nervante chestii de reparat. Ok, misiune time. Wow. Ce planetă e aia? Vapor Moon. Aia e o schemă. Oh, ne-a așa de mult până ajungem acolo? Warning, corrupted sentinels may try to reclaim the salvage part. Oh, ok, deci să găsim partea aia. Mamă, și pun te întorci la ăsta. Da, asta e leacă de muncă. E o lecuță de muncă, bă, băiatule. Îmi place că-ți arată și iconița playerului care a descoperit chestiile pe aici, gen ce e, de pe Steam, de pe ce e. Ok, practic nu ținteam acolo, ținteam aici. Ok, 8 secunde și ajungem acolo. Wow, ce sunt ăștia? Oh, communication station! No, sperăm că nu o să fie nevoie să comunicăm cu nimeni. Oh! Oh, se poate ateriza lejer pe aici. Deci înseamnă că toată lumea a fost pe aici, yo. Cred că au fost mulți player pe aici, cred că misiunea asta e ceva comun. Oh, ce zice ăsta? Report message. Nu? Ce a zis? Oh, 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 oh.
Hai cu tehnologia aia, neamule! O, Doamne! Defeat the drones! Oh, trebuie să batem astea? Și nu cred că am eu ce-mi trebuie, dar mă descurc. Au doar 4 drone pe care trebuie să le distrug în stilul ăsta. E un sal. Avem scuturi, ce-i drept, suntem relativ bazați, cum s-ar zice. Ce n-avem e combustibil pentru laser, aia nu cred că avem noi. Ok, mai avem ceva, dar nu prea. Mamă, ce bine era dacă aveam o armă. Ne-am pus modulul de militar pe armă ca să putem trage. Dar cred că s-ar putea să-mi ajungă mining laserul pentru asta. E atât. Bine că nu dau damage, se vede că e o misiune de începător sau ceva. Oh, nu mai ajunge, că eu trebuie să fac rost de carbon. Carbon, super. Ok, perfect, am dat o tonă de carbon. Spre ce discutăm aici? Nice. Unde mă drona aia? Ia vreo un coace. Au mai multă viață decât ai crede, urătanii. Asta e o schemă. Nu? Nice. Wow. What the fuck? Mai mulți. Bro, asta nu e ok. Ia să măcar dau carbon. Bro, de ce au venit 100 de drone? Asta nu e deloc ok. Sunt 3 drone data asta. O, vine cineva pe aici? O, vine cineva cu noi aici. Doamne, nava aia lui face în ultimul hal. Wow. Nava lui e bazată. O, are armă de bazați. Yo, killer soul. Sunt multe drone sau mi se pare mie? Chiar sunt foarte multe drone. Mă, atrage cu ceva, nu glumă. Doar ne dă muniție. Au, obținem naniți. Bro, câte drone mai vin? Sincer? Dude, câte drone vin! E insane deja! Războiul stelelor! E cu stormtrooper pe aici! Nici arma lui nu pare să fie prea bazată! Deși se aude ca și cum trage cu tunete, nici a lui nu-i prea cine știe ce. Fucking finally. Ce terminalul de râs să-i fie. Ah, sper să merite. Au. Pe zi mă așa. Ce-am ce nu-mi trebuie? No, it's ok. Mersi, it's ok, dar e ok, man, it's ok, mă descurc. Oricum nu vreau să stau. Vreau să mă invite ce trecut din partea lui. Asta nu e nava mea. Unde e nava mea? Nava mea e aici. Am terminat? Is this it? Uii, mai e și spaniol. Do it! Fuck! Engineer Gaming. Bro, sunt confuz.
Greetings from... Oh! Asta îți dă mesajele când faci misiunea asta? Hey, dudesters. Ok, o să mă rupă cu mesajele astea. Deliver to the system. Unde e mă ăsta? Acolo e. Ah, bă, nu mă, dar e Killer Soul. Soul, tata, unde te-ai dus? Trebuie să mergi și eu acolo. Duce, îmi place să fiu pe planetă, să văd altă planetă. O, Doamne. Mamă, hai că nu m-am întors 3700 de grade. Deci mi se pare atât de fain să fii pe planetă, să vezi altă planetă, atât de aproape. Dude, jocul ăsta e așa de viu. Mi se pare așa de fain să dai de player în continuu. Bine, în continuu, misiunile de genul ăsta, adică sunt niște chestii comune pe care vor să le bagi jocul când te mai întâlnești cu alți oameni. Îți fix promisiunile pe care nu le-au făcut oricum, dar pe care oamenii le-au băgat pe gâtul lor și le-au făcut. Ceea ce e foarte tare. Hai că ajungem relativ repede. Bă, că nava mea face treabă. E prima mea navă, face treabă. Deși va trebui să le reparăm pe celelalte. Cred că o să încerc să le spawnez pe toate la bază. Și o să încercăm să le reparăm pe toate. Și probabil că pe cealaltă de mijloc pe care avem noi, care e doar puțin mai bun decât asta, o să vindem. Pe asta o să vindem și o să o păstrăm pe ultima pe care am luat-o. Aia mi se pare cea mai bazată dintre toate. Asta era aici cu mine? Ok, asta n-a venit cu mine. Nice. Dude, prima mea misiune masivă. Ia de aici? Și-a plecat? Nice. Absolut nice. Ok, și acum cum mă întorc la mine în ăsta? Acum cred că să mă întorc la mine pe sistemul solar. Cred că eu pot să mă teleportez, de fapt. Pot să mă duc pe o stație spațială și jup m-am dus, nu? Adică asta a fost misiunea, nu? Return to the Space Anomaly. Oh, ok, stai, Space Anomaly. Pot să unesc Space Anomaly-ul? Ok, prea aproape. Ok, aici e neajuns. Anomaliu. Eu să nu mai izbesc de ceva, să-mi par rău după aia. O, Doamne. Am spawnat Space Anomaliu într-un asteroid. Asta a fost chiar o misiune nice. Bine, a trebuit să editez faptul că am stat să caut o bucată de o componentă atât de mult, dar hei. N-a fost rău. Ok, hai să dăm aici care e treaba. A fost fun. Adică bine, se vede că a fost o misiune de așa mai specială. Te-a pus să muncești pentru ea. Trebuie să-mi fac o armă 100%. On the mission. Ce primim? Niște Quicksilver. Nu știu Quicksilver unde folosim. Yo. Nice. Ok, trebuie să mă întorc la baza mea. E vreun teleportator pe aici sau chestia asta o să mă scoată fix unde eram? Oh, mică dacă mă duc acum afară o să mă scoată în altă treabă. Nu știu dacă era vreun teleportator pe aici. Știam să mă duc să caut. Dar nu cred că e. Trebuia măcar pe Nexus să ai sprint nelimitat, părerea mea. Trebuia să fie. Să ai măcar un sprint delimitat, să ajungi mai repede unde ai nevoie. Întreba acum ce fac cu Quicksilver. Avem Quicksilver. Asta e o monedă nouă. Care nu știu unde... Oh, uite mă că avem portal, eu prost. Hai să întoarcem noi acasă. O să folosesc portalul așa, lejer, mă duc pe aici și sal. E o portal. Oh. My bases. Să ne ducă la noi. Deci puteam să vizitez casele altora. Văzut ceva acolo. Cred că o să vizităm. Data viitoare ar fi o idee să facem un scurt video în care doar să vizităm planete în stuff. Ale playerilor.
Oh, da, mă duc. Uuuu. Ei, gelul nu e aici. Pare gelul mai ok. Cu gelul n-am mai vorbit de foarte mult timp. Oh, nurturing a new companion. Gelul are mai pe aici? Gelul? Gelul? Oh, gelul e aici. Yo, gelul, ești bine? Oh, gelul pare să fie în regulă. Ok, hai să ne aducem și restul de nave aici. Navă... Du aici. Gelul, s-ar putea să dea nava peste tine, dă-te de acolo. Ok. Du-și pe cealaltă. Și cred că s-ar putea să nu putem să o aducem. Gelul, nu văd de tine. Oh, nice, bă, da, merge. Numai asta e afurisită și nu vrea să vină dacă n-are combustibil. Oh, doamne, asta a picat ca din cer. Ok, deci am că s-ar putea să o păstrăm pe asta, că asta pare cea mai puternică, iar asta pare destul de... Ok, e faină, dar cred că e mai mișto e cealaltă. Putem scoate ceva chestii din ea. O să vedem ce am luat de aici, am luat Marine Shelter, deci asta e aia de mers pe acolo. Autonomous Mining. Trebuie să facem Iron Batteries, alea, alea, scam durerea. Oxygen Harvester, Life Support Gel 5, Metal Plating 5, Dehydrogen Gel 3. Deci cred că data viitoare o să ne ocupăm de chestiile astea. Hai să-mi pun o lanternă în casă, că... Du, dar a crescut pământul în casa mea, ce Dumnezeu? Alo? Scapă mie ceva aici? Stai așa un pic. Am ceva de discutat aici. Nu mine. Create flat. Așa. Ce Dumnezeu, vere? Literalmente. Ce Dumnezeu. Ce-a crescut pământul dintr-o dată aici? Oricred că eu l-am crescut ora trecută, dar... Dar nu cred că s-a updatase. Oricine știe. Da, deci cred că de-aia e bine să-ți faci unor bazele în aer. Mi-ar plăcea dacă gelul nu s-ar mai băga ca turbatul pe aici. Au, și asta acum plus un aer. A bine, măcar funcționează. E o locație faină. Oricum, anyways, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest minunat video din No Man's Sky. Dacă v-a plăcut, știți foarte bine ce vreau să comentați, dați like, subscribe, share și comment. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!